Uite o poșetă aceea. Numai șervețele, numai Durex pe aici. Am poate am și un noroc și îmi scop benzina pe ziua de azi. 200, 350, 370 de lei! Marș! Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. După cum ați văzut în episodul de ieri, am rămas fără benzină la motor și acum am cumpărat benzină, doar că ironia sorții face în așa fel încât să nu am, seringa sau siringă, cum naibii se pronunță. Am vorbit acum cu un prieten să vedem dacă găsește să-mi aducă pentru a face amestecul de ulei și după aceea mergem un pic pe deal și o să povestim despre a doua țeapă pe care am luat-o cu alt motor, după care m-am dus la 300 de kilometri, era pe undeva un pic mai încolo de Cluj sau la ieșire din Cluj într-un sat. Motorul era destul de ok, arăta foarte, foarte, foarte bine, era cum spunea omul, doar că mie nu mi-a plăcut ceva la el. Dar asta o să povestim noi în timp ce mergem puțin pe deal și facem alt traseu cu motorul ăsta. O să mergem, nu mai mergem în partea aia, o să mergem pe undeva prin partea asta, printre munți, să vă arăt niște priveliști super, super mișto. Și între timp o să și vorbim despre țeapa pe care mi-am luat-o, a doua, și mai am încă una, pentru că în 4 zile m-am dus după 3 motoare și de-abia a 4-a zi am găsit ăsta, care este bun, care este perfect din orice punct de vedere, doar că trebuie să mai umblu un pic acolo pe la carburator să-i fac reglajele alea. Am impresia că nu-și face amestecul de aer cu benzină cum trebuie, dar aia nu e o problemă, se rezolvă. Ok, înainte de toate astea, nu uitați să-mi dați și mie un follow pe contul meu de Instagram, Mihaela Ștefan Vlog, găsiți link în descriere. Dacă vreți reduceri pe car vertical, găsiți 3 linkuri în descriere cu o reducere de 15%. Și dacă aveți vreo idee despre ce videoclipuri ați vrea să facem cu această Yamaha. Traseu pe care vreau să-l fac. Când mă întorc vreau să mă duc pe acolo, pentru că la un traseu mișto ajungi sus în vârful la dealul ăla. Dar până una alta, haide să vă arăt pe aici cât e de frumos. E bine că nu-i înghețat pe jos. Deci e super, mai bine pe aici, că pe partea aia altă era foarte înghețat. Ok, 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 e înghețat și pe aici pentru că mi-a alunecat rău de tot. Dar e super și traseul ăsta. Mai bine prefer să vin pe aici. Dacă așa colat mai ușor că prin curbele astea nu vreau să mă trezesc cu... Mamă, gheață, 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 gheață. Mamă ce era să cad, dacă mai mergeam tare cădeam. E gheață, fraților, voi știți cum patinează să-mi bag picioarele. Of, ce ciudă mie să-mi bag cu... Uitați, gheață peste tot. Dacă n-ar fi gheață, aș merge și un pic mai tare, dar nu pot. Oh, 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 oh. Mamă, dacă intram mai tare în curbele astea. Da. Din păcate nu mă pot bucura de el. Am început să mai creștesc un pic. Mă dor mâinile deja.
drum, mă mai duc. Oprește-te o dată. Bă, problema e că mi-au dat lacrimile. Stai să vedeți pe camera. Din nou are. Stai aici. Din nou am pe camera din asta, namol. Trebuie să-mi iau neapărat husa. I-am mai făcut eu niște reglaje la motor. Acum văd că nu mai merge așa înnecat, dar totuși mai am de făcut o grămadă de reglaje. Și da, panta e destul de-a dracu și asta. Bă, sper să nu-mi pierd cheile din buzunar. Este foarte nașpa că este înghețat. Uite aici ce loc frumos de grătărel. Vezi, lumea a mai venit, a mai făcut grătar. Super, uite, o băncuță, asta nu erau aici, nu le știu să fi fost. Dar e super, bă, oameni, bă. Deci nu știu dacă știți cât de frumoasă e senzația când vă plimbați în natură cu un motor. Mi-a intrat în ochi, bă, trebuie neapărat ochelari. Am avut două perechi de ochelari. Da, bine, că o pereche am vândut-o împreună cu cască, cu mânuși, cu toate alea când am avut ultimul cross. Și o pereche am pierdut-o. O pereche super mișto, erau ochelari din ea, portocalii. Îmi plăceau foarte, foarte, foarte mult. Dădusem vreo 50 de euro pe ei. Uitați ce e. Am derapat pe aici. Haideți să mergem un pic și mai sus, pentru că sunt curios, poate poate pe sus nu e așa înghețat. Pe drumul ăsta ajungem la vârful lui Pătru, un deal foarte, foarte, foarte mare, dar nu mă risc să mă duc pentru că, na, nu se știe, poate se întâmplă naibii ceva și rămân prin vârful dealului ăluia și am de pedalat vreo 10-15 km. Am zis că în acest episod vreau să vorbesc despre al doilea motor, după care m-am dus 300 de kilometri. Și avea scurgeri de ulei. Băiatul ăsta mi-a spus că are doar un semerin și atâta. Dar faza proastă este că curgea ulei și pe la capul de la tobă, curgea ulei și prin față la rezonator, curgea ulei prin toate îmbinăturile unde era prinsă toba. Deci și la mijloc, pe cadrul în spate, unde vine îmbinată finala, și acolo era plin de ulei. Motorul mergea destul de bine. Încă o fază nașpa care nu mi-a plăcut a fost că înainte să mă pun la drum, i-am spus omului să nu mă pună să mă duc degeaba până acolo, că am închiriat remorcă și n-a, totuși sunt 600 de kilometri dus întors și am mai fost după un motor, mi-am luat țeapă și cu ăla și n-aș avea chef să mai fac încă 600 de kilometri degeaba. Și am zis omului să nu pornească motorul, să-l lase așa, că vreau să văd cum pornește și la rece și la cald. Și când am ajuns acolo, deja ăsta pornise motorul. Și na. Așa. Și na, mi-am dat multe discuții cu el. I-am zis să-i dea o pedală să-l pornească. Într-adevăr, motorul a pornit la prima pedală. Doar că mie nu mi-a plăcut, pentru că avea scurgeri de ulei peste tot. Este vorba de un Suzuki RM de 250. Până nu scria că e din 2003, însă nu știu ce să cred, dacă era din 2003 sau nu. Motorul era destul de ok la preț, cerea 1400 de euro negociabil. Mi-l lăsa la 1100. I-am spus că nu pot să-i dau 1100 și după aceea să fac cine știe câți bani în el. Dacă vrea 900 de euro, îi dădeam. Dar omul nu a vrut. Drum forestier, Valea Popii. Pe aici e frumos să mergi încolo, chiar e super mișto. Ce ai, mă?
Așa. Și na, priveliștea e super mișto. Am mai făcut și astăzi o ieșire. Văd că încep să-mi dau drumul un pic mai mult. Doar că mai am de exersat. Nu m-am mai urcat pe motoare de 4 ani de zile. Și na, nu mai am experiența aia. Și pe lângă chestia asta sunt și gras acum. Am 105 kg din nou. Ajunsesem la 102 kg. Și încă o dată mi-am luat țeapă, ducându-mă 300 de kilometri dus, 300 de kilometri întors. Ceea ce pentru mine înseamnă o grămadă de bani pentru motorină, o grămadă de bani pentru remorcă. Și am pierdut timp degeaba. Cred că atât și cu ieșirea asta. Îmi mai dau un pic în gură pe unde prind drept, pentru că nu vreau să alune cu el, este gheață, v-am spus, după cum vedeți și voi, dacă puteți să vedeți. Nu vreau să mă împrăști, de aici pentru mine e foarte periculos. Nu am nici armură, nu am nici cizme cu protecție, nu am nici mânuși, nici cotiere, nici nimica. Dacă are cineva de vânzare armură sau ceva pentru motor, să-mi dea și mie un mesaj, pentru că le cumpăr fără nicio ezitare. Îi supăr, deci mă jur. Aici mi se pare că e gheață. Îi dăm pe o roată pe aici, încercăm să ne ridicăm pe o roată? Nu, frate, că-i gheață. Nu, este înfundat. Ați văzut, a dat să se ridice, dar nu pot. Și n-are rost să mă chinui. Ba, să dau cu capul sub mine. Uite, pe drum din ăsta aș încerca, dar nu e drept și n-are rost să încerc. Dar cu timpul o să învățăm noi, nu este o problemă. Și aia este. Uite, acum merge bine, bă, gata, rău. M-am uitat la filtru, filtrul este super ok, n-are nicio problemă. Haideți să încercăm să mergem pe traseul ăla, să ajung sus în vârf și să vă arăt de acolo dealul și să vedeți și voi cât de frumos se vede din vârful dealului Petrila. Dar nu știu dacă pot să ajung pe traseul ăsta atât de repede. Aici am fost și atunci cu ATV-ul, când, dar eu n-am urcat. Uite o poșetă aceea. Uitați acolo poșeta. Serios? Stai așa că e băgat în viteza. Aici vin ăștia. Poate am și un noroc și îmi scop benzina pe ziua de azi. Numai șervețele, numai Durex pe aici. Poate am și un noroc și... Serios? Serios? 200, 350, 370 de lei! E ruși! Și a pierdut ăștia, au venit la treburi din alea neserioase. E ruginit, o plouat, asta e de mult aici, frate. Ce are pe aici? Marș. Marș. Nu pot să cred. Lol. Și asta e de mult aici, frate. Asta cred că trebuie să o duc eu la poliție mai bine. Deci nu pot să cred. Fraților, voi ați văzut ce am găsit aici. Este șervețele, șervețele umede, Durex. Lol. Mă tirez de aici. Mamă, frate, deci acolo sunt o grămadă de euro. Da? Ce să fac? Ok. O întind eu acasă mai bine. Oh, da, am emoții deja, nici nu mai pot să merg cu motorul. Mă jur că îmi tremură picioarele, frate. Deci sunt mulți bani acolo. Da. Ah.
să zic. Cred că o să opresc episodul ăsta aici, ne auzim în alt episod.